תשובות לאובייקט. פרומוברה אלקטורלה. Dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România! Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vot la Obiect, o emisiune de promovare electorală. Dacă vă întrebați de ce, cred că știm cu toții răspunsul. Suntem în plină derulare a campaniei pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019. Atunci românii sunt așteptați într-un număr cât mai mare la vot la urne pentru a-și stabili noul președinte sau poate vechiul președinte, întrucât avem înscris în această bătălie electorală și pe actualul președinte al României, domnul Klaus Werner Iohannis, susținut astăzi și promovat de către primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Laurențiu Romanescu, în egală măsură președinte al filialei locale Târgu Jiu a Partidului Național Liberal. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua și bine v-am regăsit. Întâi de toate, aș dori să debutăm discuția noastră de astăzi despre avantajele unui om deja aflat într-o funcție. Se știe că orice persoană aflată într-o funcție, ce candidează pentru, să-i spunem, un nou mandat la acea funcție, are câteva atuuri date în primul rând de faptul că știe cu ce se mănâncă respectiva chestiune. Știe clar ce are de făcut. Iată, președintele Klaus Iohannis pornește cu prima șansă în poate ceea ce sondajele și media națională și locală dau drept cel mai dezechilibrat tur de scrutin prezidențial după 1990 încoace. Dacă ne uităm pe statistici, toate, fără excepție, inclusiv sondajele făcute de către adversarii dumneavoastră politici, îl dau favorit cert pentru un nou mandat pe actualul președinte. Cum stau lucrurile? Are avantaje ținând cont de faptul că pleacă, iată, cu atuul celui în funcție? Trebuie să recunosc că sunt momentele de început ale primului mandat al președintelui României care n-au fost percepute foarte bine de către tot electoratul, chiar și de către electoratul Partidului Național Liberal. Cel de dreapta. Pentru că după o perioadă de două mandate ale domnului Traian Băsescu, venea un președinte normal. Venea un președinte non-jucător, care încerca să respecte în totalitate ceea ce spune Constituția. Știți foarte bine că am avut 10 ani în care Traian Băsescu a făcut ce a vrut cu Constituția României. Că ulterior Curtea Constituțională i-a dat dreptate sau nu i-a dat dreptate, nu-l interesa. Foarte mulți dintre cetățeni, chiar și acum, rememorează acele momente ale mandatului Traian Băsescu și cred și îmi spun de fiecare dată când mă întâlnesc pe stradă că și-ar fi dorit un președinte mai jucător sau un președinte jucător. Și asta este discuția pe care o port de fiecare dată, pentru că aici ne raportăm la trei genuri de președinți. Un președinte Iliescu, care era extrem de docil, dar în spatele lui toată lumea făcea ce dorea, da? Și ne aducem aminte perioada PSD-ului de la guvernare cu Adrian Năstase și nu numai perioada lui Adrian Năstase, și celelalte perioade în care el părea extrem de elegant în abordare. Și de adevărat, pătrunz, da. Exact. Normal, îi se puteau imputa foarte puține lucruri. Pentru că niciodată Iliescu poate fi acuzat de foarte multe lucruri. Dar niciodată de hoție directă. De furt direct. Da, corect, pentru corect. Că nu l-a putut acuza nimeni de așa ceva. Îl putem acuza de foarte multe lucruri. De modul în care s-au realizat mineriadele, de pactul pe care l-a făcut. Gestionarea proastă a situației politice ulterioare. Exact. Deci sunt foarte multe lucruri, nu neapărat de partea asta. A venit Traian Băsescu, care era un președinte jucător, venea totuși dintr-o funcție de primar general al capitalei. Da? Și un alt tip de om, atenție. Știa foarte, foarte bine ce trebuie să caute și ce trebuie să facă în acea perioadă, într-o perioadă nu tocmai liniștită, pentru că știți foarte bine, a avut parte foarte mulți ani de un adversar de calibru, și aici mă refer la Partidul Social Democrat, care a creat foarte multe probleme, dar un președinte jucător care n-a respectat în totalitate limitele constituționale. Și culmea este, după atâția ani,
acum 5 ani de zile am găsit un președinte normal, un președinte care a încercat să se încadreze de cele mai multe ori în limitele constituționale. După aceste perioade, e adevărat, și după această trecere de la Iliescu la Băsescu și de la Băsescu la Klaus Iohannis, populația, electoratul a trecut printr-o, cum să vă spun, printr-o bulversare totală, nu mai înțelegea nimic. Eu sunt convins că acum, după 5 ani de zile, văzând modul în care a tratat Klaus Iohannis acest mandat de președinte, și trebuie să înțelegem un lucru. Limitele sunt foarte clare. Președintele în momentul acesta are mai mult, cum să vă spun, atribuții pe zona externă, corect, pe zona de apărare, da? Mai puțin poate să se implice în activitatea celorlalte ministere. Ministerul de Externe și tot ceea ce înseamnă diplomații noștri aflați în afară, unde are competențe, serviciile de informații pe care le-a gestionat corespunzător în această perioadă, adică au avut cât de cât o stare de liniște. Da, și liniște, n-au fost derapaje. N-au fost derapaje. E adevărat, derapajele au venit tot din partea guvernului, de foarte multe ori, prin limitarea atribuțiilor pe care le-au serviciile de informații, ceea ce nu este bine. Da? Știți foarte bine că la un moment dat, în perioada anilor trecuți, pe perioada chiar a fostului președinte Traian Băsescu, li se oferiseră competențe mult mai mari angajaților din serviciile speciale. Și cred că nu era rău. Vedem astăzi ce se întâmplă în partea de droguri, în partea de, până la urmă, de jefuirea banului public. Da? Ulterior, văzând că toate aceste informații sunt folosite și n-aveai cum să nu le folosești în interesul statului, nu în detrimentul celor care furau sau celor care încercau să vândă droguri, au început să li se limiteze aceste atribuții. Și de aceea, președintele României, asta este domeniul de competență a lui. Oamenii au înțeles, după 5 ani de zile, eu așa sper, și din tot ceea ce vedem astăzi, din mass media și din sondajele de opinie, există un segment destul de important care au înțeles că președintele României trebuie să fie președintele care respectă în totalitate ceea ce spune Constituția României. Și atenție, în egală măsură, tot în litera și spiritul Constituției, garantul echilibrului puterilor în stat. Știm că într-o democrație autentică, cele trei puteri fundamentale, repet, într-o democrație, nu trebuie să se întrepătrundă. Puterea executivă, legislativă și judecătorească. Ei, rolul președintelui este tocmai acesta. Klaus Iohannis a încercat și a reușit să mențină un echilibru în ciuda, să spunem, unor adversari care aveau intenția, la un moment dat, interferării celor trei tipuri de putere, iar în momentul în care două, nu mai spun toate trei puterile, ajung în mâna unui microgrup, acolo nu mai există democrație. Așa. Ori România, sau în cazul României, a existat pericolul ca toată puterea să se concentreze. Gândiți-vă ce înseamnă să ai și executivul, și legislativul, și puterea judecătorească în mâna unui microgrup. E noaptea minții, ne-am întoarce în anii negri ai României până în 1989. Uitați-vă că acești 5 ani de zile de mandat ai lui Klaus Iohannis au coincis în primul rând cu mandate guvernamentale ale Partidului Social Democrat. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat pe 10 august. Să ne aducem aminte de foarte multe evenimente care au avut loc pe perioada acestui mandat, gestionat extrem de prost de către guvernul Partidului Social Democrat. Ce ar fi însemnat, și aici exact ceea ce spune și dumneavoastră, ce ar fi însemnat ca, în afară de toate funcțiile pe care le deținea la vremea aceea, conducere în Parlamentul României, conducerea Guvernului României, instituții publice, să nu fie avut măcar președintele pe o altă direcție, da? Care a încercat cât de cât să regleze lucrurile acolo unde i-a permis Constituția. Corect. Pentru că foarte multă lume spune, domnule, dar de ce președintele României nu se duce la toate întâlnirile Guvernului? Că nu-i permite Constituția să facă lucrurile acestea. Dar de câte ori a avut ocazia sau de câte ori a fost probleme care da, necesitau prezența, problemă, a fost acolo. A fost acolo. De foarte multe ori a convocat CSAT-ul pe probleme de maximă urgență la nivelul României. Și mai e un lucru. Uitați-vă că modul în care suntem tratați în afară este determinat de comportamentul și de imaginea pe care o are președintele României. La nivel de Parlamentul European, imaginea noastră nu este tocmai bună. Pentru că de fiecare dată guvernul, când a avut o șansă să se reabiliteze, a făcut numai greșeli.
a trimis persoane compromise. Și la modul cum tratează astăzi Parlamentul European, dăm seama că nu a fost un tratament discriminatoriu pentru România. Vorbim de România, vorbim de Ungaria și de Franța. Deci vorbim de trei state diferite. Deci n-a fost doar România. Să spui, domnule, acolo era Partidul Social Democrat și a încercat într-un fel să-l izoleze. Surpriza mare a fost Franța. Da? Prezența Franței acolo. Mai mult decât atât. Să nu uităm că acea întâlnire de cel mai mare, de cel mai înalt nivel care a avut loc la Sibiu a fost o reușită. Acel summit. O reușită tot la nivel de președinte și de minister de externe. Mai mult decât atât. Știți foarte bine că acolo Partidul Social Democrat, deși a fost o întâlnire a PSE-ului în aceeași perioadă, nici măcar n-a fost invitat. Deci trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, ca cei care până la urmă ne-au promovat într-un fel economic, dacă vorbim de Uniunea Europeană, să ne poată la un moment dat avea ca și partener. Și prin ceea ce s-a întâmplat acum, prin acel raport, prin acel MCV transmis, ei nu vor lua măsuri imediate, dar trag niște semnale de alarmă. Fraților, sunt într-un derapaj total. Faceți ceva să vă reveniți, pentru că dacă nu, vor fi impuse și măsuri extrem de restrictive. Am fost la un pas de a ne pierde dreptul de vot în cadrul Comisiei Europene. România nu-și mai permite în acest moment. Și cred că, așa cum am și văzut, pe toate sondajele care se fac, românii susțin acest parteneriat pe care îl avem cu Uniunea Europeană. România nu-și mai permite săriște. Pentru că se poate întâmpla și acest lucru. Vedem ce se întâmplă în Ungaria și nu e tocmai bine. La un moment dat, Uniunea Europeană, acea mare familie europeană, poate să te excludă. Așa cum te-a primit, ulterior statele membre pot să ratifice și să te excludă din această familie. Dacă tu nu respecti regulile. Atunci când am fost primiți, s-au impus anumite reguli. Și greu le-am atins unele. Exact. Ba, dimpotrivă, eu cred că au trecut cu vederea foarte multe dintre problemele pe care noi le aveam la momentul acela. Doar ca să ne integreze. Dar am spus, domnule, hai să facem ceva. I-am integrat ca și populație, pentru că o mare parte din populația noastră deja părăsise granițele țării. Corect. Hai să facem ceva și cu statul român. Și ne-au primit. Dar dacă nu respectăm regulile jocului, e clar că măsurile pot fi extrem, extrem de periculoase pentru noi. Klaus Iohannis, și prin prezența din această perioadă în Japonia, și prin prezența la Casa Albă, și prin prezența în toate țările dezvoltate, primit de cele mai înalte oficialități pe care le are fiecare stat, ne-a demonstrat că putem merge pe această direcție, putem să mizăm pe experiența calității dânsului de președinte și putem să stăm la aceeași masă cu toate statele europene. Eu m-am uitat și la acest război care s-a dus în privința desemnării ca procuror european a doamnei Codruța Kövesi, da? Dacă nu ți-e frică de ceva când e vorba de un român care promovează pe o asemenea funcție, nu poți să faci altceva decât să-l susții. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu Partidul Social Democrat, câte blocaje a impus și Partidul Social Democrat, sunt sigur, mai ales în perioada trecută, și colaboratorii din statele europene pentru a bloca această numire. Până la urmă s-a realizat. Eu sunt convins că această funcție a fost obținută la masa negocierilor. Absolut. Nici nu s-a ascuns acest lucru. Deci nu neapărat... Au fost negocieri de nopți întregi. Știm foarte bine cum se nominalizează un astfel de procuror. Nu neapărat că este un concurs pe funcție. Este nominalizată funcția pentru un anumit stat și pentru reprezentantul acelui stat. Codruța Kövesi poate este urâtă în România de un anumit segment pentru ceea ce a făcut. Însă în Europa este privită cu adevărat ca un simbol al luptei anticorupție. Pentru că tot ceea ce a făcut în perioada cât a fost șeful DNA-ului, procuror șef la DNA în România, a demonstrat că merită această funcție. Așa este. Klaus Werner Iohannis, actualul președinte al României, a fost prima persoană publică ce și-a anunțat intenția de a candida undeva în luna martie, final de martie, început de aprilie acest an. Iată, a fost primul care și-a anunțat. În același timp, Partidul Național Liberal a fost prima formațiune politică ce a anunțat public, clar, răspicat, că susține actualul președinte. Cât a contat faptul că în mentalul colectiv al poporului, iată, se știe de 6 luni aproape, clar că se merge spre un nou mandat susținut de Partidul Național Liberal, în ideea în care
adversarii politici cu greu, cu chiu, cu vai, acum o lună și jumătate, două, și-au anunțat candidații. Sincer, la modul cum văd că se derulează această campanie, nici nu știu dacă îi susțin cu adevărat, pentru că merg da, de câteva sunt niște zile, semne de întrebare. Merg, și de, prin câteva zile, merg de câteva zile prin oraș pentru a susține campania domnului Klaus Iohannis și n-am prea văzut reprezentanții celorlalți candidați. Cel mai puțin i-am văzut de data aceasta sau nu i-am văzut pe cei ai PSD-ului. Mi-aduc aminte de seara în care am lipit primul afiș, deși eram la o întâlnire... Primul afiș. Da, care se organizează se face, de fiecare dată. Am văzut acolo trei reprezentanți ai Partidului Social Democrat care dețin funcții. Am văzut pe Aurel Popescu, pe domnul Pătrășcoiu, renumitul director de la APA Regio, cel care în loc să se ocupe de problemele Târgu Jiunilor legate de apă, se ocupă, este implicat în campania electorală a doamnei Dăncilă. E secetă, da. Exact, exact. Nu prea are ce rezolva pe perioada de secetă. Atunci când plouă, când se inundă, mai intervine. În rest, nu are probleme. Și pe domnul Ștefan, pe domnul consilier Ștefan. Fac de 20 de ani politică. Credeți-mi, este pentru prima dată când văd la un astfel de eveniment doar trei reprezentanți care de-abia așteptau să părăsească zona unde se lipea acel afiș. Nici măcar nu și-au făcut poze. Au venit acolo și au făcut o singură poză de grup și după aceea au părăsit arena. Ceea ce mă îndeamnă să cred un lucru, că și lor în momentul de față le e rușine cu candidatul pe care l-au desemnat. Da, nu știu cum s-au făcut aceste jocuri, dar asta vă spuneam. Vom face în continuare tot ceea ce depinde de noi ca cel de-al doilea mandat al președintelui să coincidă într-un fel și cu creșterea Partidului Național Liberal, pentru că vorbeați de acea perioadă în care președintele României și-a anunțat candidatura. Noi, ca membri ai Partidului Național Liberal, suntem primii beneficiari ai acestei declarații și lucrurile acestea s-au văzut la alegerile pentru Parlamentul European. Corect. Când am câștigat alegerile la nivel național. Final de mai. Și asta în mare parte, acel rezultat îl datorăm președintelui României. Că a acceptat la un moment dat să lege imaginea dânsului, care din toate sondajele ne demonstrează faptul că este mai bună decât imaginea Partidului Național Liberal. Însă, sunt convins că nu-l vom dezamăgi. Văd implicarea colegilor mei din teritoriu, văd implicarea organizației municipale și sunt convins că fiecare membru implicat în această campanie va duce mai departe acest mesaj, că vom fi permanent partenerii președintelui României pe perioada următoare a mandatului său. A fost o perioadă dificilă, a fost o perioadă pe care eu zic că președintele României a trecut-o cu bine. Mandatul următor va fi un mandat, din punctul meu de vedere, mult mai bun, pentru că are experiența celor 5 ani de zile și din lucrurile bune pe care le-a făcut. A învățat foarte multe, dar de foarte multe ori, dintr-o astfel de funcție, experiența spune cuvântul. Mi-aduc aminte toate mandatele anterioare. Cel de-al doilea mandat a fost încununat de foarte multe ori de lucrurile pe care le-a început în primul mandat. Și președintele are posibilitatea pe care n-a avut-o până în acest moment, să poată la un moment dat să numească un prim-ministru, să-și facă un guvern și să-și ducă la bun sfârșit politica pe care și-a creat-o. E foarte greu să lucrezi, și asta s-a văzut și la alegerile parlamentare, cu un ministru de externe, din punctul meu de vedere, care putea să stea acasă, să gestioneze o astfel de situație. Românii din afară, la europarlamentare, cereau dreptul la vot. Atât. Drept garantat și stabilit prin lege. Exact. Dreptul la vot, dreptul de a-și exercita votul. Este anormal ca tu, ca stat european, să nu le dai acest drept. Practic să îi interzici. Exact. La ora 21... să închizi ușile și să spui, domne, chiar dacă ai venit de la sute de kilometri, pentru că nu e situația din România să vii de la 10-15 kilometri, maxim, să zicem, să nu le dai posibilitatea să voteze. Da, e noaptea minții și, din păcate, n-a fost singurul episod electoral în care cei din afară cu drept de vot nu și-au putut exprima. Mi-aduc aminte cozile acelea de sute de metri, poate mai bine de un kilometru, de oameni care n-au reușit și cozi pe câte două, trei rânduri. Oameni care n-au reușit ca la ora 21, când se închideau ușile, să fie acolo să poată vota. Este un mare dezavantaj pentru cel care guvernează în acea perioadă. Este un mare dezavantaj. Decontează permanent. Și dacă vă uitați la rezultatele alegerilor trecute,
cei care n-au gestionat corespunzător această situație au avut de suferit. Corect. Și de aceea vă spun, președintele României în acest moment sunt convins, așa cum a mers în această direcție în ultimii 5 ani de zile, că știe foarte bine ce are de făcut pentru România și mai mult decât atât. Exact ceea ce spune în fiecare clip publicitar. Trebuie să trăim într-o țară normală. O țară normală în care să nu mai avem excese ale guvernului. Și care își respectă cetățenii. Corect. Nu-și să avem predictibilitate. Asta e cel mai important pentru mine ca autoritate publică locală. Corect. Dacă mi-ai stabilit un nivel al taxelor și impozitelor, da? Nivelul acela trebuie să fie pe cel puțin 5 ani de zile. Pentru că eu niciodată nu o să pot să-mi previzionez un anumit volum de investiții dacă guvernul României în funcție, și de data asta vorbim de același guvern sau sub steagul aceluiași partid, care schimbă regulile în timpul jocului. La 6 luni, la un an. Da? Uitați-vă că se cer și toate formațiunile politice. Vorbeam cu dumneavoastră din luna martie. De acea nenorocită și nechipzuită ordonanță 114. A produs efecte pe care nu le mai putem în momentul de față șterge cu buretele. Însă toate formațiunile politice, inclusiv reprezentanții ai Partidului Social Democrat, spun că ar trebui abrogată sau desființată acea ordonanță. Și pe noi, ca autorități publice locale, și societățile comerciale, acea ordonanță ne-a terminat. Eu am la Târgu Jiu cel puțin 5 lucrări de mare amploare. Și aici mă refer la pasarele mele, mă refer la colegiul Tudor Vladimirescu, mă refer la colegiul Spiru Haret și nu numai, lucrări scoase la licitații la care nu s-a prezentat nimeni. Și asta pentru că, așa cum vă spuneam, ordonanța guvernului vorbea de creșterea valorii manoperei, fără ca la momentul acela măcar o minte luminată din acel guvern, asta demonstrează că n-a existat niciunul, să ia în calcul că odată cu creșterea salariului în domeniul construcțiilor, da, în domeniul la societățile care realizează materiale de construcții, se pare vor crește și costurile pe produsele pe care le folosesc societățile respective. Eu care n-am foarte multe cunoștințe de economie, mi-era la mintea cocoșului că se va răsfrânge inevitabil, nici nu are cum să nu se răsfrângă o chestiune în cealaltă. Iată că nu toată lumea a perceput-o așa și cei care au dat respectivul act, respectiva lege, n-au văzut acest lucru. Deși mi-e greu să cred totuși că nu l-au văzut. Știți ce-i cumplit sau lucrul cel mai deranjant? Că în privința acestei ordonanțe, în primele luni ale anului, Asociația Municipiilor din România, cea care a cam dus standardul autorităților publice din România, i-a avertizat pe acești guvernanți de efectele produse de ordonanța 114. Le-a spus, dragilor, avem o mare problemă. Autoritățile sunt subfinanțate. Voi ați crescut valoarea prin această ordonanță 114 a indicatorilor, dar n-ați alocat și sumele necesare. V-am spus, la nivelul municipiului Târgu Jiu vorbim de în plus 160 de miliarde sau 16 milioane de lei pe o ordonanță dată de pe o zi pe alta. Au dat ordonanța în decembrie cu aplicare de la 1 ianuarie. Da, este... Da? Deci nu poți, în momentul în care nu ai o legătură foarte strânsă între administrația publică locală, guvern și președinte, nu poți niciodată să vorbești de lucruri normale în România. Cred că toată lumea, și aici plecăm de la PNL către celelalte formațiuni politice și către cetățeni, cred că toată lumea își dorește ca acea relație autoritate publică locală, guvern, președinte să funcționeze în următorul mandat la parametrii normal, la ceea ce se dorește. Pentru că am văzut ce înseamnă această disfuncționalitate. Voiam să vă întreb, matematic există șansa ca președintele României să fie stabilit chiar din primul tur. Este o utopie din punctul meu de vedere și cred că sunteți de acord cu mine să avem o prezență atât de mare încât unul dintre candidați să închidă cu 50% plus unul din prezența, din numărul celor înscriși pe listele electorale permanente. Adică mi se pare fantasmagoric să spui că, da, domnule, vor veni 9 milioane și cât trebuie de oameni și din aceștia 4.500.000, 4.600.000 vor vota din primul tur. Credeți în varianta închiderii, să spun, colegiului, cum era pe vremuri, din prima tură sau se va ajunge inevitabil și la al doilea tur? Văzând numărul de candidați, în momentul de față, văzând forțele politică, teoretic e posibil orice. Practic, din punctul meu de vedere, va exista un tur 2. Să se închidă din primul.
poate este și sănătos să avem un tur 2 în care primii doi candidați să se poată duela până la urmă de la egal la egal pentru obținerea funcției de președinte. Din anii 90, cred că doar în anii 90 am avut un președinte din primul tur și aici mă refer la Ion Iliescu, dar pe altă lege. Da, corect. În rest, sau pe altă Constituție. În rest, am avut două tururi de scrutin și cetățeanul are posibilitatea. Astăzi e o bulversare totală în rândul cetățenilor, exceptându-l pe Klaus Iohannis, care e clar, e favorit, are un procent foarte ridicat. Procentele sunt extrem de apropiate între candidații care ar putea intra în turul 2 cu președintele României. Extrem de apropiate. M-am uitat pe foarte multe sondaje, e o diferență de 1 sau 2%. Ceea ce, pe de o parte, este bine, că din cei care sunt acolo, din 10-11, nici nu știu că sunt 14 candidați, da? Cineva la un moment dat ar putea să intre în turul 2. Nu fac niciun fel de probleme în privința câștigătorului mandatului de președinte, însă pentru democrație, pentru exercițiu democratic, e o chestie de normalitate, ca la un moment dat președintele României în funcție să fie ales în urma două tururi de scrutin. V-a spus, fără ca să am emoții, pentru că văd exact care este reacția cetățenilor, cel puțin din municipiul pe care îl reprezint, că n-am ajuns în campanie în alte zone, dar oamenii au înțeles foarte bine. În momentul de față am plecat pe o direcție și, după părerea mea, nu avem cale de întoarcere în direcția alături de familia Uniunii Europene. Și trebuie să păstrăm această direcție. Că noi nu putem să valorificăm ceea ce ne oferă Uniunea Europeană, e o altă problemă. Și aici sunt probleme legate de guvern. Și trebuie ca în momentul în care se numește nou guvern, președintele alături de nou guvern să stabilească foarte bine prioritățile. Este inadmisibil ca de 12 ani Uniunea Europeană să-ți pună la dispoziție fonduri, să-ți realizezi autostrăzi, să-ți realizezi infrastructura rutieră în România, să faci zeci de planuri, zeci de strategii și să nu poți realiza măcar o autostradă. Cap coadă, da. Da? Să spui, domnule, asta a fost făcută din banii europeni. Birocrația este determinată de ceea ce se întâmplă la nivel guvernamental, nu de ceea ce impune Uniunea Europeană. Știți foarte bine și am participat la foarte multe discuții pe care le-am avut cu reprezentanții Uniunii Europene. Ei sunt de foarte multe ori mirați de ceea ce introducem noi în documentele de care am avem nevoie pentru a depune. Standard și la noi se face așa o stufă. De foarte multe ori documentația din țările Uniunii Europene dezvoltate este la nivelul a 10% din ceea ce depune o autoritate publică locală sau o persoană fizică sau juridică în momentul în care solicită această finanțare. Ce este de-a dreptul supărător? Pe actualul exercițiu financiar, care stă să se apropie de fapt de final, Polonia, pe sectorul dedicat infrastructurii brutiere, indiferent de ce subcategorie, reușise să obțină în debutul lui 2016, în prima parte a lui 2016, 95%. Deci absorbise încă din 2016, din prima parte a anului, 90% din ceea ce era dedicat ei ca țară pe domeniul infrastructurii rutiere. Vă dați seama cât suntem de în urmă? Vreau să vă spun că dacă ar lua modelul autorităților publice locale, astăzi guvernul României ar trebui să fie cel mai performant guvern din ultimii ani. Autoritățile publice locale, și vă dau situația pentru că astăzi am vorbit cu primarul de la Vâlcea, cu domnul Gutău, da? Și mă întreba ce vom face. Suntem în situația în acest moment de a fi obligați într-un fel, am depășit acel 100% pe care îl aveam la dispoziție pentru depunere pe axa 4, pentru depunere de proiecte, da. Și avem proiecte depuse în care mai avem nevoie, Vâlcea în jur de 200 de miliarde, Târgu Jiu în jur de 190 de miliarde pentru a putea obține finanțarea totală pentru toate proiectele pe care le-am depus. La un moment dat ne-a venit o recomandare de la Ministerul Dezvoltării și de la reprezentanții Uniunii Europene în care puteam să depunem până la nivel de 150%. Și am depus, da? Crezând că odată ce acea recomandare ne-a venit spre primăria municipiului Târgu Jiu, că se vor găsi soluții. Păi, domnul Catrina, este un genocid în momentul de față pentru cetățenii din autoritățile coordonate de autoritățile locale, pentru că guvernul României, într-o astfel de situație, ar trebui să spună în felul următor. De câți bani aveți voi nevoie să vă puteți finanța sau să vă cofinanțați aceste proiecte? Pe asta ar trebui să mizeze un guvern
care ar dori, până la urmă, redresarea economiei. Uniunea Europeană îți oferă, cum a luat Târgu Jiu, 60 de milioane de euro, da? Și noi ar mai trebui să punem undeva la 4-5 milioane de euro. Eu, ca și guvern, văzând că toată documentația este eligibilă, că cei de acolo spun că este în regulă, aș veni și a spune, Târgu Jiu, tu de cât ai nevoie? 5 milioane de euro. Vâlcea, 7 milioane de euro. Craiova, 15 milioane de euro. Eu vin și vă asigur finanțarea respectivă. Și de aceea vă spun că nu putem discuta de un guvern care a avut deschidere spre ceea ce înseamnă finanțarea europeană. Noi trebuia să atragem acești bani și ar trebui să-i atragem în continuare cu sprijinul celor de la Guvernul României. Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean atunci când s-au făcut acele repartiții pe OAT-uri și am spus, domnul președinte, eu aș lua un indicator ca referință. Care îl vreți dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, indicatorul care într-un fel m-ar determina să mai fac și altceva pentru viitor ar fi acela, al finanțării sau al cofinanțării proiectelor cu finanțare europeană. Asta aș face. Marcel, de câți bani ai tu nevoie în momentul acesta ca să poți să-ți finalizezi toate proiectele pe care le-ai depus? De atât. Eu îți ofer ca și Consiliul Județean. Sau eu îți ofer, bun, poate nu are Consiliul Județean. Eu fac demersurile necesare ca Guvernul României, ceea ce le cere la fiecare întâlnire pe care o avem prin această asociație a municipiilor din România. Dați-ne, domnilor, posibilitatea să ducem la bun sfârșit toate proiectele pe care le-am depus. Deci la noi încă o dată discutăm de proiecte care au fost verificate și paraverificate. Însă cei de la Uniunea Europeană spun, domnule, stați puțin prin reprezentanților. Noi vă putem oferi atât, 100% din ce v-am promis. Ceilalți, sumele necesare pentru cofinanțarea proiectelor, găsi soluții. Păi dacă tu ai autoritate subfinanțate, ce să faci? Ce să faci mai întâi, în primul rând? V-aș supune atenție un moment petrecut în istoria electorală recentă a României, în urmă cu 4 ani, practic un mandat mai în spate, a existat o relaxare din partea unei formațiuni politice și a candidatului respectiv și o mobilizare extraordinară, exemplară din partea actualului președinte și a Partidului Național Liberal. Riscă acum PNL-ul să cadă în acea capcană a lipsei de motivație, a lipsei de mobilizare între cele două tururi, pentru că știm un episod când s-au pierdut niște alegeri electorale prezidențiale, tocmai pe această chestiune de genul, doamne, am un procent de peste 10 în față după primul tur, n-am cum să pierd în turul 2. Și iată, astăzi avem un președinte de sorginte, de origine liberal. Este exclus acest lucru și asta vă spun din tot ceea ce văd că se întâmplă în primul tur. Adică ați luat în calcul tot. Deci, nu, strategia Partidului Național Liberal pentru susținerea președintelui Klaus Iohannis este făcută pentru cele 45 de zile, nu pentru 30 de zile. Da? Deci ambele ture de campanie. Exact. Deci avem prevăzut un program de campanie mai mult decât atât. În fiecare zi avem reprezentanți desemnați de către Partidul Național Liberal din alte județe care verifică la sânge programul de campanie pe care l-am stabilit. Uh-huh. Deci nimeni nu s-a culcat pe urechea pe care au folosit-o cei din 2014 că alegerile sunt deja câștigate. Da, a fost o relaxare. Da? Și... pentru că relaxarea noastră poate să ne coste, poate să coste România, mai mult decât atât. În condițiile în care nu-l determin pe cetățeanul din Târgu Jiu și asta fac, apel către toți cetățenii să se prezinte la vot și mergi pe ideea, alegerile sunt câștigate, e un mare risc. Cetățeanul care ar vota Klaus Iohannis, în ziua respectivă pleacă într-un weekend prelungit, pentru că el știe, deși ar putea vota chiar dacă pleacă într-un weekend oriunde prelungit, poate să voteze oriunde, el știe cât câștigător este Klaus Iohannis. Pentru că e acea relaxare, domnule, asta că se câștigă și fără mine. Exact. Deci facem tot ceea ce depinde de noi să-i conștientizăm pe cetățeni că votul pe care poți să-l dea în duminica respectivă și peste 2 săptămâni este extrem de important pentru toată lumea, pentru România. Nu neapărat pentru Târgu Jiu, pentru că astăzi beneficiarul indirect al câștigării mandatului de către Klaus Iohannis și formării unui guvern este și Târgu Jiu. Pentru că au un primar liberal și este clar că odată cu un guvern liberal, eu cred că lucrurile și pentru mine și pentru autoritatea pe care o reprezint lucrurile pot să capete alte dimensiune. Dar vorbim de întreaga Românie, vorbim de modul în care suntem priviți la nivel european. Dom'le, România s-a schimbat. România a venit cu o schimbare. Au adus un președinte european, au adus un președinte care
respectă Constituția, au adus un președinte care a dat o deschidere extraordinară României. Adică nu există stat la momentul acesta în care președintele României, pe perioada celor, vorbesc de statele puternice, da, în care președintele României să nu fie ajuns în relațiile oficiale de cel mai înalt, de cel mai înalt nivel. Degeaba te duci și te întâlnești cu un secretar de rangul 2, cu un vicepremier. Vorbim de relațiile oficiale la nivel de președinte sau de prim-ministru sau așa cum s-a întâmplat în Japonia de data aceasta la încoronare. Deci sunt lucruri la care participă și Klaus Iohannis n-a pierdut niciun moment, pentru că sunt momente deosebite în viața președintelui și ca reprezentare a statului român. Și apropo de Klaus Iohannis și de Japonia, ca o paranteză, pentru că nu vreau să dezvoltăm foarte mult subiectul, vă reamintesc anul trecut vizită anunțată cu mult timp înainte a ambasadorului statului Japonia în țară a coincis din păcate cu momentele acelea tensionate în care pica al doilea guvern al celor care acum, iată că le-a picat al treilea guvern, dar atunci o cădere provocată din interiorul formațiunii respective și Klaus Iohannis a fost nevoit, deși nu era pe calendarul, să spunem, inițial al unei întâlniri cu ambasadorul Japoniei, să suplinească absența premierului, care tocmai ce părăsise funcția. Adică mi se par niște gafe diplomatice destul de mari. Klaus Iohannis a încercat și a reușit cât s-a putut, în momentul respectiv, să spele o pată în relația cu un stat care se bazează, cu o țară care se bazează foarte mult pe cuvânt și pe onoare. Așa este. Pentru că vorbim de un stat asiatic ce ține, cred că este statul ce ține cel mai mult la cuvânt și la onoare. Și la normele de protocol și la tot ceea ce se impune un astfel de protocol. N-a fost un moment deloc plăcut pentru o țară ce se vrea întreagă la cap. Dar nu dezvoltăm acel subiect. Așa este. S-a discutat la momentul respectiv, repet, o pată. O pată pentru diplomație, în primul rând. Dar e altă discuție. În altă ordine de idei, aveți o bogată experiență atât în actul administrativ, dar mai ales în cel politic. Dacă ar fi să riscați un pronostic pentru tur 2, Klaus Iohannis versus cine? Sau pe cine v-ați dori în turul 2, astfel încât victoria să fie cât mai ușoară, cât mai facilă? Nu, eu v-am spus, nu-mi fac calcule cu personaje care ar putea să intre în turul 2. Pe mine, în momentul de față, așa cum m-a interesat și când am candidat pentru funcția de primar la Târgu Jiu, mă interesează ceea ce fac ai mei. Nu mă interesează ceea ce se întâmplă în tabăra adversă. Corect. Bătălia poate fi la fel de ușoară sau la fel de grea cu oricare dintre candidații care ar intra în turul 2, în condițiile în care nu ne mobilizăm la maxim. Și eu vreau să fac un apel la colegii mei din Partidul Național Liberal, la toți cei care îl simpatizează sau susțin pe Klaus Iohannis, să facă tot ceea ce depinde de ei ca să încercăm să obținem din primul tur un rezultat foarte bun. Acel rezultat din primul tur, încununat până la urmă și de eforturile dintre cele două tururi, poate la un moment dat să ne aducă un președinte legitim și mai aș dori legitimat de un număr foarte mare de alegători în România. Una este să fie ales de 2 milioane de cetățeni, alta este să fie ales de 5 sau 6 milioane de da, locuitori clar. În țară. Legitimitatea este înțelegeți? Evidentă. Și asta pentru mine contează. Nu contează mai puțin cine va fi candidatul din turul 2, pentru că v-am spus, la modul cum sunt prezentate astăzi sondajele și șansele de a intra în turul 2, pot să apară surprize. Și dacă asta ar spune un nume, toată lumea ar spune, ori ar spune, domnule, să știi că poate îl susține pe respectivul candidat. Pe de altă parte ar spune, pe ăsta și-l dorește. E clar că dacă intră nu știu cine, bătălia e mai dificilă. Bătălia este dificilă în funcție... Suntem buni interpretatori, ca să spunem așa, exact, pe text. Bătălia poate fi dificilă în condițiile în care Partidul Național Liberal nu se ridică la nivelul valorii și cerințelor președintelui Iohannis. Și după părerea mea, ultima vizită făcută de președintele Iohannis la sediul Partidului Național Liberal nu a fost întâmplătoare. Este clar că își coordonează foarte bine campania electorală și da, are tot dreptul să facă acest lucru. E un om care nu lasă lucrurile exact, din mână. Pentru că a mai văzut foarte multe bătălii electorale și a văzut și președintele Klaus Iohannis. Din fericire pentru noi,
Iar același, este același tip de candidat ca și fostul președinte Traian Băsescu. În toate bătăliile în care a intrat a câștigat. Că a fost vorba de primăria Sibiu, respectiv, da. Da, sau funcția de președinte a României, n-a pierdut nicio bătălie. Și asta îți dă o aliură de învingător, da? În momentul în care intri într-o competiție. Deci nu a pierdut până acum nicio bătălie și sunt sigur că nu va pierde nici pe acesta. Dar, v-am spus, Eu fac un apel la toți colegii mei din Partidul Național Liberal să se mobilizeze, indiferent de localitatea pe care o reprezintă și indiferent de locul în care vor putea face campanie în această perioadă. Stimate domnule, am ajuns la finalul emisiunii. Mulțumim pentru prezență. Le reamintim telespectatorilor, radioascultătorilor noștri că astăzi am avut plăcerea de a discuta cu domnul primar al municipiului Târgu Jiu, Marcel Laurențiu Romanescu, președinte al PNL Târgu Jiu, în calitatea sa de reprezentant al candidatului Klaus Werner Iohannis. Multă putere de muncă, vă așteaptă zile pline, zile încărcate. Ne vom mai revedea în această campanie pentru a schimba impresii. Până atunci însă, haideți să ascultăm, să vedem încă o dată clipul de prezentare al președintelui Klaus Iohannis. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută și dumneavoastră și invitatului. La revedere! Dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România! Vot la obiect. Promovare electorală.